oamenii care necesită întotdeauna să stați cu bâta controlului deasupra lor, fie îi învățați să înțeleagă rezultativitatea muncii lor fără a-i controla veșnic și întotdeauna, fie scăpați de dânsii. Pentru că dacă nu scăpați de dânsii, o să atrageți atenția la oamenii răi, pentru că trebuie întotdeauna să-i controlați, și nu o să aveți timp să apreciați oamenii buni. O mare gravitate sau o mare problemă sunt acei directori de vânzări care nu înțeleg de ce trebuie să controlezi planul de vânzări pe ore și pe zile. Dar înțeleg că trebuie să-l controlezi la final de lună. La final de lună trebuie eu să-l controlez, director general, dar tu trebuie să-l controlezi în fiecare minut. Normal că voi puteți să vă permiteți luxul de leadership să întrebați oamenii ce face acum. Dar dacă faceți asta foarte des, înseamnă că sunteți total incompetenți. Nu știți ce are de făcut omul. Vreau să recunosc că ceea ce ni s-a transmis astăzi urmează să perfecționăm, să îmbunătățim niște lucruri utile. Recomandăm, sincer, o să recomand și altor directori, bine, general, directori de departamente, vânzări. Avem în viziune mea, am undeva scris cum ar trebui să fac strategii, să gestionez, dar asta și ieri m-am acumulat într-o 100 de 200 de ori multe informații de ceea ce știam eu și sunt foarte încântat. Ca să poți verifica sau ca să poți controla activitatea unui om sau unui subalter, în mod obligatoriu trebuie să cunoști ceva din specific cu acest. În caz contrar, trebuie să rămâi cu informația pe hârtie. Cea mai mare problemă la nivel de control, că nu există control. Nu vorbesc preliminar, intermediar sau final. Nu există control. Am zis, am uitat și am plecat. Controlul se exercită asupra activităților, nu asupra oamenilor. Puneți-vă întrebări ce task-uri delegați. Că dacă ați delegat task-uri importante, în viziunea voastră importante, în viziunea firmei importante, ați face control. Pentru că nu sunt importante, nu faceți control. O altă problemă în management. Atunci când oamenii zic, dar de ce mă controlezi? Ce, n-ai încredere? N-am înțeles. De ce nu-i clar ca să fac? Și atunci voi trebuie să fiți buni lideri și comunicatori și să spuneți oamenilor voștri că controlul nu are nimic cu încrederea. Eu am încredere în Michelin, cum fac roțile, dar nu are nimic asta cu controlul presiunii roților mele, nu? Plus, foarte mare este că echipa este mică, dintre 30 de ani, 32, dacă nu greșesc. Ai acces la multe întrebări, răspunsuri și așa mai departe. Adică e mult mai individual decât un grup, 500 de persoane. Un moment aș vrea să, ca o recomandare pentru voi, pentru MB Business, e să facă mai des acest curs. Pentru că am zis că următorul va fi în câteva luni. Dar eu deja am niște persoane care vreau să le recomand acest curs și aș vrea să nu o întind de mult. Chiar dacă voi sunteți șef rău, el o să vă părăsească pe voi, pentru că sub voi el înțelege că lucrează rău. De aceea o să găsească un șef sub care o să lucreze bine. Acești oameni nu pot lucra rău și cel mai grav ce se întâmplă în mintea lor și din ce cauză ei suferă e că ei nu înțeleg cum alții își permit să lucreze rău. Mi-am dat seama din multe lucruri care eu le fac la nivel intuitiv. Câte ceva cunosc din ceea ce am citit, dar așa bine structurat și pus la punct, deci doar la acest seminar pe care am gândit s-a fost disponibil. Am avut colegi care au participat anterior, ei mi-au recomandat, ce de ceva timpul în vreo 2 ani, am mai participat la câteva sesiuni, workshop-urile astea care mi-au plăcut foarte mult. Eu, în general, urmăresc tematicile, deci am mai fost și doar după tematicile abordate hotărăsc mai bine. Cu siguranță au găsit multe alte întrebări la care au participat și care sunt dornică să dea aud răspunsuri, să găsesc răspunsuri. Vreau să beneficiem de energie reciprocă și să ne aplaudăm, că am fost aici, că am învățat și că o să implementăm.